Bună ziua! În primul rând, felicitări celor 612 localități care au câștigat competiția pentru finanțarea proiectelor în cadrul programului Satul European, inițiativa președintei Sandu. Vreau să mulțumesc primarilor și apreciez că ei, împreună cu echipele lor, au scris proiecte foarte bune. De această dată am remarcat o creștere semnificativă a calității proiectelor prezentate. Mai facem o rundă și o să fim pregătiți de asimilarea fondurilor de preaderare. Apreciez și munca enormă pe care a făcut echipa Midrului pentru ca să selecteze aceste proiecte conform criteriilor și în 21 august vom aproba în ședință de guvern proiectele și corespunzător spor la treabă. Acum mergem pe agenda, pe domnul ministru Spânu, vă rog, pe resursele umane. Da, domnul prim-ministru, dacă îmi permiteți și eu să mulțumesc și dumneavoastră și Ministerului Finanțelor, Ministerului Mediului, Ministerului Energiei, Ministerul Sănătății, Educației și a tuturor colegilor care au contribuit la selectarea acestor proiecte. Cu adevărat, este un proiect foarte ambițios, 612, cred că practic tot guvernul va fi implicat în acest proces și da, ne apucăm de treabă și imediat după data de 21 semnăm contractele și primarii vor începe implementarea. Acum, la cadre, în temeiul legei, rog susținerea numirii domnului Vasile Chetrușca în funcția de director al Agenției Naționale Transport Auto din data de 8 august 2024. Menționez că domnul Chetrușca deja deține această funcție de peste un an de zile, iar după modificarea legislației, instituțiile subordonate ministerilor sau conducătorii instituțiilor subordonate ministerilor sunt persoane de demnitate publică și sunt numiți în ședințe de guvern. În acest sens, rog aprobarea candidaturii. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Plinski, rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. În temeiul legii 136 din 2017 și legii 199 din 2010, propunem numirea domnului Mihailu Pașcu în funcție de director al Agenției pentru Securitate Cibernetică din data de 8 august 2024, conform și celor menționate de domnul Spânu anterior. De asemenea, este de remarcat faptul că domnul Lupașcu deține deja această funcție din luna martie 2024 și anterior a deținut funcția și de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, responsabil pentru promovarea unor proiecte cheie în domeniul digitalizării și securității cibernetice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretară de stat, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Nisra Nemerenco, vă rog. Stimați colegi, exact în contextul acelorași modificări legislative prin care directorilor anumitor agenții le se aplică deja statutul de persoane cu funcție de demnitate publică, se propune în temeiul articolului 7, litera J, din legea 136 în 2017 cu privire la guvern, și articolul 6, alineat 3 din legea 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, numirea domnului Nicolae Jălamski în funcție de director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică din data de 8 august 2024 și fac o remarcă că dumnealui deține deja această funcție din toamna anului 2021. Mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Belous. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu 2025-2027. Elaborarea cadrului bugetar este stabilită prin lege ca parte integrantă a procesului bugetar și servește drept bază pentru elaborarea bugetului pentru anul viitor. Documentul are la bază prognoza indicatorilor macroeconomice pe termen mediu, elaborată de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și indicatorii bugetului aprobat pentru anul 2024 și obiectivele politicii bugetare fiscale și vamale care au fost prezentate anterior și adoptate de către Parlament. În procesul de elaborare a CBTM-ului au avut loc discuții și audieri cu toate autoritățile publice responsabile. În temeiul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. În continuare, vă rog, domnul ministru Buzu.
Stimați colegi, cum știți, Guvernul depune un efort considerabil pentru a simplifica accesul cetățenilor la diferite servicii publice și noi în sistemul de asigurare socială, la fel, încercăm să ținem pasul și, după cum știți, în ultima perioadă noi am digitalizat și am proactivat mai multe servicii, cum ar fi indemnizația la maternitate, indemnizația de paternitate, indemnizația unică de naștere a copilului, indemnizațiile pentru îngrijirea și creșterea copilului. Asta înseamnă că părinții cetățenii beneficiază de aceste servicii fără ca să vină la biroul Casei Naționale de Asigurări Sociale, fără a colecta documente, depune cereri și așa mai departe. Astăzi propun atenției noastre reglementări care o să simplifice accesul cetățenilor la bilete sanatoriale. Este vorba de trei categorii de cetățeni. Ne referim aici la veteranii de război, la participanții la lichidarea consecinților avariei de la Cernobâl și la veteranii ai muncii. În total vorbim de un grup de cetățeni de 44.000 de potențiali beneficiari și în acest sens propunem trei reglementări de bază. Deci până acum toți acești cetățeni care sunt în vârstă, au probleme de sănătate, trebuia să colecteze documente, trebuia să vină la sediul Casei Naționale de Asigurări Sociale să depună o cerere. Ceea ce facem noi este că vom introduce depunerea cererii în format online, deci dosarul poate fi depus de la distanță. Scutim cetățenii de colectarea și depunerea a 4 documente din dosar și simplificăm decizia cu privire la acordarea valoarei compensației atunci când nu poate să fie utilizat biletul sanatorial. Deci, inclusiv prin aceste reglementări, vom face ca acest serviciu să fie mai aproape de cetățeni, de servite mult mai echitabil și mai integru. De aceea solicit suportul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. La fel, digitalizarea ne va ajuta să țintim și mai bine ajutorul și suportul pe care îl acordă guvernul celor care au nevoie. Doamna ministră Nemirenko, vă rog. Mulțumesc, stimați colegi, în legătură cu faptul că sunt necesare a fi stabilite niște reglementări mai clare, mai bine zis, norme sanitare, pentru ca să se proiecteze, să se construiască și să se instaleze stații de radiocomunicații, precum și să se modernizeze acestea, norme care, de fapt, sunt esențiale pentru ca să protejăm sănătatea publicului larg, inclusiv a anumitor grupuri vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele cu condiții medicale preexistente. Ministerul Sănătății prezintă proiectul de hotărâre de guvern cu privire la aprobarea regulamentului sanitar privind limitarea expunerii populației la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 3000 de GHz. De fapt, prin aceste norme se creează un cadru normativ pentru ca să limiteze expunerea populației la aceste câmpuri electromagnetice, precum și să se ofere o bază pentru a monitoriza situația la acest capitol. Până acum nu existau, trebuie să menționez că nu existau aceste norme. Deci prevederile proiectului includ restricții care sunt foarte specifice atât pentru densitatea de curent, rata de absorpție specifică, densitatea de putere, în funcție de frecvența acestor câmpuri electromagnetice. De asemenea, sunt stabilite nivele de referință pentru intensitatea câmpului electric și densitatea de putere. De asemenea, sunt atribuite responsabilitățile specifice pentru a efectua monitorizarea și implementarea regulamentului de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dar și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. Sunt introduse și reglementări specifice pentru persoanele expuse la câmpuri în apropierea antenelor, abordând condiții speciale de expunere. De asemenea, se edifică proceduri de avizare pentru ca să fie instalate stații de radiocomunicații și alte surse de câmpuri electromagnetice și sunt implementate limitele de expunere a populației la câmpurile electromagnetice care vin să încurajeze dezvoltatorii de tehnologii să creeze dispozitive cât mai sigure și sănătoase pentru populație. Pentru implementarea prevederilor proiectului nu sunt presupuse cheltuieli financiare suplimentare, astfel
Vă rog să susținem acest proiect care vine să protejeze sănătatea oamenilor. Mulțumesc, doamna ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. La fel o să vă rog să avem o comunicare foarte bună a acestui proiect, că altfel știți că există foarte multe legende urbane și informații false despre antene și așa mai departe. Mulțumesc. Domnul secretar de stat Serbenko, vă rog. Stimate domnule premier, stimați miniștri, prin proiectul legii pentru modificarea articolului 55 din legea cu privire la procuratură se propune completarea articolului menționat cu o prevedere referitoare la efectele suspendării din funcție a procurorului în legătură cu începerea urmăririi penale în privința sa și implicit punerea în acord a cadrului normativ cu soluțiile date de Curtea Constituțională. Modificările vor permite procurorilor suspendați din funcții din cauza începerii urmăririi penale împotriva lor să desfășoare activități în domenii din sectorul public sau privat, ceea ce în prezent este interzis. Condiția va fi ca aceste activități să nu fie legate direct sau indirect de atribuțiile funcției de procuror. Perioada suspendării din funcții nu va fi considerată vechime în funcția de procuror, ci va fi inclusă în vechimea generală de muncă. Având în vedere cele expuse, având în vedere caracterul tehnic al acestei intervenții, rugăm respectuos susținerea proiectului. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. În același timp, ne exprimăm speranța că odată cu implementarea eficientă a reformei justiției, nu vom mai avea procese care durează ani de zile. Domnul ministru Buzu, vă rog. Stimați colegi, noi cu toți avem obligația de a gestiona judicios bunurile și activele statului. Astăzi propunem transmiterea cu mare drag de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale o clădire cu 58 de camere către Ministerul Educației și Cercetării în gestiunea Liceului Teoretic Mihai Eminescu. Aceste clădiri oricum erau utilizate de către această instituție educațională prin comodat, dar faptul că nu puteau să facă intervenții, reparații mai substanțiale pentru că nu erau în proprietatea Ministerului, prevenea acest lucru. Noi rectificăm acest lucru prin decizia de astăzi, de aceea solicit suportul noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Lazarencu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, guvernul continuă dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu Ucraina prin prisma valorilor europene, având drept scop păstrarea și conservarea unui mediu ambient curat și prosper. Prezint atenție dumneavoastră proiectul cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei, ce prevede punerea în aplicare a Convenției ESPO cu privire la impactul asupra mediului în context transfrontalier. Convenția privind evaluările impactului asupra mediului va îmbunătăți cooperarea între Republica Moldova și Ucraina, oferind un cadru legal și procedural pentru evaluarea și gestionarea impactului asupra mediului, încurajând o comunicare regulată pentru identificarea și soluționarea bilaterală a problemelor de mediu. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. A doua secretar de stat. Da, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul de modificare a hotărârii Guvernului numărul 147 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, care are drept scop fortificarea aparatului central al Ministerului și eficientizarea activității atât din perspectiva asigurării asistenței juridice corespunzătoare, cât și din perspectiva consolidării capacităților instituționale în coordonarea politicilor sectoriale, monitorizarea, evaluarea și raportarea documentelor de politici publice și de planificare, precum și angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, din domeniile de competență ale Ministerului, inclusiv monitorizarea și controlul acelor 39 de instituții subordonate Ministerului, prin care se asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care sunt încredințate. Prin urmare, în contextul celor expuse, propunem susținerea prezentului proiect. Mulțumesc, doamna Varzar. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretar de stat Plinski, vă rog.
Vă mulțumesc, stimați membri ai Guvernului. Participarea activă a cetățenilor în procesele decizionale este un principiu de bază în țările Uniunii Europene. Aceasta contribuie la consolidarea democrației și la transparența deciziilor publice și în acest context vă prezint astăzi proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea conceptului Platformei pentru susținerea democrației participative, e-democracy. Platforma va permite cetățenilor să participe activ la procesul decizional prin diverse instrumente digitale. Printre acestea se numără petițiile electronice, sondajele și evaluările serviciilor publice și a furnizorilor de servicii. E-petiție va oferi cetățenilor posibilitatea să depună petiții electronice adresate autorităților și instituțiilor publice din Republica Moldova. Prin e-feedback, cetățenii vor putea evalua calitatea serviciilor publice. E-survey va pune la dispoziție un instrument digital de sondaj care va facilita procesul de consultare, cercetare, comunicare și implicarea cetățenilor în procesul decizional de accelerare a implementării ideilor, inițiativelor civice și proiectelor importante din punct de vedere social. Totodată, pentru a simplifica accesul la funcționalul platformei e-democrație și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor, aceasta va fi integrată cu aplicația guvernamentală integrată a serviciilor electronice IEVO în următorul modul. Vă rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministru Belous, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, după cum cunoașteți, în legea bugetului de stat pentru anul 2024, pentru asigurarea implementării măsurilor salariale în sectorul bugetar, a fost aprobate alocații care ulterior, în baza analizei necesităților, pot fi repartizate de către Guvern. Prin proiectul dat se propune de a susține autoritățile publice locale și de a repartiza către bugetele autorităților publice locale de nivelul 1, transferuri curente cu destinație generală în sumă de circa 148 de milioane de lei și 6 milioane și 400 de mii de lei către autoritățile publice centrale pentru a susține implementarea măsurilor salariale adoptate. De asemenea, pentru acoperirea insuficienței de mijloace financiare pentru achitarea salariilor angajaților din domeniul asistenței sociale, precum și respectarea drepturilor sociale ale personalului aferent implementării reformei Restart, se propune alocarea transferurilor cu destinație generală în sumă de 54 milioane lei către bugetul autorităților publice locale de nivelul 2. Vreau să menționez că anterior guvernul a mai alocat către aceste autorități alocații pentru a compensa o parte din aceste datorii de circa 28 milioane lei. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului de hotărâre a guvernului privind repartizarea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2024. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt, mulțumesc. Este o veste bună pentru primari în același timp. Ei și-au asumat angajamentul să crească nivelul de activitate și de venituri locale la fel. Dar este o bună veste și pentru serviciile sociale, adică prestatorii de servicii sociale. Domnul ministru Perciun, vă rog. Stimați colegi, Guvernul continuă să investească în cercetare și cercetători. În acest sens, urmează să aprobăm astăzi planul de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2025. În total, se propun 23 de locuri cu finanțare de la buget pe următoarele domenii. Sănătate 8, agricultură 2, biotehnologie și protecția mediului 2, provocări societale 9, tehnologie inovative, energie sustenabilă, digitalizare 2. Propun aprobarea proiectului. Rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Lazarencu, rog. Stimați colegi, în temeiul articolului 12 din legea 152-2022, cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic, propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului privind abrogarea hotărârii Guvernului numărul 63 cu privire la Comisia Națională pentru Securitatea Biologică. Acest proiect este unul tehnic și reiese din contextul în care, la data intrării în vigoare a legii numărul 152, s-a abrogat legea numărul 755 din 2001 privind securitatea biologică. Astfel, noua lege cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic expune necesitatea elaborării unui nou proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului de funcționare și componența nominală a Comisiei Naționale pentru Securitatea Biologică. În contextul celor expuse, rog susținerea.
Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă rog să continuați, domnul ministru. Urmarea celor expuse anterior, guvernul construiește și asigură securitatea sporită a mediului. Proiectul dispoziției guvernului prevede aprobarea componenței nominale și a regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale pentru Securitatea Biologică. Principala responsabilitate a comisiei va fi evaluarea și diminuarea riscurilor ecologice pentru sănătatea umană și de mediu, provocate de diseminarea sau plasarea pe piață a organismelor modificate genetic. Comisia Națională pentru Securitatea Biologică va funcționa ca un organ colegial, fără personalitate juridică și va fi responsabilă pentru emiterea raportului de evaluare. Pe baza acestui raport, Agenția de Mediu va analiza oportunitatea autorizării activităților legate de organismele modificate genetic. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna secretară general Varzari, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul dispoziției Guvernului cu privire la componența nominală a Comisiei pentru decernarea Premiului Național pentru anul 2024. Este cunoscut faptul că anual Guvernul decernează până la 10 premii naționale pentru realizările remarcabile în domeniul științei, culturii, artei și sportului, care au contribuit la promovarea imaginii țării atât pe plan internațional cât și național și au avut un impact considerabil asupra progresului tehnico-științific și socio-economic. Premiul Național reprezintă una dintre cele mai prestigioase distincții acordate pentru recunoașterea contribuțiilor remarcabile în domenii de importanță națională. Prin urmare, este esențial ca procesul de acordare acestui premiu să fie realizat de o comisie competentă, imparțială și reprezentativă. Activitatea comisiei se desfășoară permanent în baza principiilor legalității, transparenței și integrității profesionale, însă componența nominală a comisiei se actualizează anual și se aprobă prin dispoziția guvernului. Prin urmare, prezentul proiect propune o componență nominală pentru Comisia Premiului Național bazată pe expertiza și experiența membrilor propuși, care sunt selectați de rândul experților recunoscuți în domeniile relevante, cu experiență vastă și reputație profesională deosebită, respectând în același timp principiul de reprezentativitate a autorităților publice centrale, a mediului academic și a societății civile. Urmare celor relatate, propunem susținerea prezentului proiect. Vă mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Plinski, vă rog. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării continuă să acorde o atenție sporită diplomației economice și, în special, instrumentelor interinstituționale care contribuie la realizarea obiectivelor acesteia. Astfel, prezint atenție dumneavoastră proiectul dispoziției Guvernului cu privire la Consiliul pentru Diplomație Economică. Proiectul dispoziției a fost elaborat în comun cu Ministerul Afacerilor Externe și cu suportul experților Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Diplomația economică reprezintă un domeniu esențial al politicii externe, de eficiența căreia depinde realizarea și promovarea intereselor economice naționale în afara țării. Drept consecință a multiplelor provocări sistemice din ultima perioadă, Republica Moldova urmează să dezvolte o platformă durabilă de promovare a intereselor economice ale țării la nivel internațional. Proiectul actului normativ prevede instituirea unui organ colegial, Consiliul pentru Diplomație Economică, responsabil pentru determinarea direcțiilor prioritare ale politicii economice externe a Republicii Moldova, examinarea și identificarea sectoarelor economice prioritare de atragere a investițiilor, înaintarea propunerilor financiare economice guvernului cu privire la capacitarea misiunilor diplomatice și consulare în domeniul diplomației economice, precum și exercită alte atribuții reflectate în regulamentul de activitate. În particular, Consiliul va dispune de următoarele sarcini: asigurarea colaborării intersectoriale în domeniul diplomației economice și asigurarea monitorizării implementării obiectivelor diplomației economice. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Hare, vă rog. Dacă îmi permiteți, stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova este membru a Camerei Internaționale și Eurochamber, deci membru a unei asociații peste 200 de camere din 200 de țări ale lumii. Noi avem acorduri semnate cu 170 de camere din 48 de țări. Am insistat și am rugat să fim și noi membri acestui Consiliu. Din păcate, am fost, pe România au exclus, așa și n-am înțeles, suntem sau nu suntem, dar noi insistăm să fim membri acestui Consiliu pentru că reprezentăm mediul de afaceri și vrem ca să promovăm aceste companii în relații economice internaționale. Vă mulțumim! Rog să revotăm această hotărâre cu... să adăugăm Camera de Comerț și Industrie. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Mulțumesc!